Când suferi de diabet, este foarte greu, într-o primă fază, să-ți gestionezi dieta, în special datorită faptului că nu știi exact ce să mănânci și nu știi exact cum să mănânci. Astăzi doresc să-ți ofer câteva sfaturi legate de dieta pentru controlul diabetului. În primul și în primul rând trebuie să îți monitorizezi carbohidrații. Ce sunt carbohidrații sau glucidele sau hidrații de carbon? Pâine, paste, cartofi, orez, legume, fructe, porumb, mămăligă, cereale. Toate acestea pot să-ți crească glicemia și în general cresc glicemia, dar depinde și porția pe care noi o consumăm. Îți recomand să consumi în special carbohidrații complexi din legume, din fructe și din cereale integrale. Nu uita de controlul porțiilor. Porția este cam atât de mare. Este foarte important ca jumătate din farfuria ta să fie bogată în legume, în salate. Dar când zic legume, mă refer la legumele fără amidon, gen cum avem broccoli, de asemenea salată verde, roșii, ardei, castraveți și cealaltă jumătate împărțită în două, cartofi, de exemplu, și carne slabă. Îți recomand să consumi proteine slabe, gen carne de curcan, carne de pui care nu sunt cu hormoni, peștele, gen macrou, păstrăv, somon. De asemenea, optează pentru grăsimi sănătoase pe care le găsești în nuci, în avocado, în uleiul de măsline. Evită grăsimile trans care se găsesc în produsele animale, gen unt, untură, lapte gras. Fibrele alimentare le găsești în special în cereale integrale. Recomand în special fulgi de ovăz. Atenție la porție, pentru că porția face diferența la glicemie. Hidratarea trebuie să fie corespunzătoare. În momentul când bem apă, din start, un pic ne ajută și la scăderea glicemiei. Trebuie să ai un program regulat de mese. Este foarte important acest lucru. Să nu mănânci haotic. Trebuie să ai 3 mese principale, astfel încât să ai constantă glicemia pe toată perioada zilei. Să eviți alcoolul în exces. Alcoolul poate să crească glicemia sau o poate scădea. Tăria de cele mai multe ori poate să ducă la hipoglicemie. Berea duce la creșterea glicemiei. Mare atenție! De asemenea, îți recomand, dacă nu știi cum să te alimentezi, să vorbești cu un consultant, gen medicul tău diabetolog, care este și medic nutriționist, sau un dietetician, care poate să-ți facă un plan personalizat. Nu uita, este important să discuți cu echipa ta medicală, care te gestionează, care te controlează. Nu încerca să le descoperi singur dacă nu faci față, iar dacă ești foarte stresat, nu uita, poți să apelezi inclusiv la un psiholog sau, de ce nu, la un psihiatru.